Vă salut, distinși vlog spectatori. Bun venit la canalul Irinei. Spectator. Dar nu știu ce să zic, că vorbești numai tu. Hei, ce face familia mea? Astăzi avem un videoclip foarte special. După cum puteți vedea, avem o persoană foarte specială în el. Eu. Nu, mint. E primul videoclip cu iubitul meu, Cristi. Dați-i un follow pe Instagram dacă vreți, l-aveți aici, așa-l plătesc. Cine și... Cine zici că face video? Cu iubitul meu. Păi trebuie să vină și el. M-am gândit că dacă tot e mort canalul meu, aș putea profita de Cristi. Este primul clip pe care îl facem împreună. Prea aveți așa o introducere a lui, probabil mulți îl cunoașteți deja dacă vă uitați la fotbal. Și cum am văzut că au făcut toți youtuberii atunci când și-au prezentat iubiții și pentru că sincer nu mi-a venit o idee mai bună. Știi cum se numește? Testul relației. Cine pierde, face de mâncare. Dacă pierzi, faci paste. Dacă pierd eu, fac... Tot eu fac paste. Nu, fac niște cartofi prăjiți cu cărniță. Bine. Prima întrebare, nu e una grea. Dacă ești ce ai fost fanul meu, în ce an m-am apucat de YouTube? Ajutați-mă! Zi! 2018. Greșit! Da, greșit! Ai un punct! Să-mi pun întrebări legate de fotbal. Așa. Care este prima echipă la care am jucat în Liga 1? FC Viitorul. Nu? Da. Eu, înainte să fiu cu Cristi, nu știam absolut nimic legat de fotbal. Știam două echipe din România și atât. Și penalti. Știa. El ea credea că joacă la toate echipele, că îl auzea mereu. Nici acum nu știu ce penalti, dar mă rog. Spune o echipă din Franța. Paris Saint-Germain. Alta. Ești. Păi tot aia de presupat. Cum îmi ziceau copiii când era mică, tunsă scurt și fără dinți. Cum crezi deci că îmi zicea? Deci mică, tunsă scurt și fără dinți? Da, îmi cădeau dinții atunci și avusesem păduchi. Și m-a tuns mami. Dar ți-am zis de un milion de ori! O dau la ghici. Castrunel. Da. Te-ai gândit? Poate, bă, da, că îmi zici, m-a strigat. Nu, mă gândeam că poate era pe aproape, dar ți-am zis. Îmi ziceau că am caschetă în cap și autostradă în gură. Nu te interesează ce m-a marcat în copilăria asta, frate? Zi. Nici tu nu știi, cred că răspunsurile la ce întrebări mi-ai pus. Nu. Care este filmul meu favorit? Ăsta la care ne-am uitat împreună. Cum se numește? De fapt, sunt două care îți plac. Vezi că în interviu la CFR ai zis că e Închisoarea Îngerilor. Da, unul. Dar îți place și ăsta cu... ăsta de aleargă, nu-mi vine numele acum. Ai, lasă-mi că doar așa că poți știi. Să te ajungi. Da, știi? Ăla e, da. Da, păi gata, zi tu cum se numește. Forrest Gump. Forrest Gump, așa. Te cunosc, băiețel. Da. Așa. Cred că mai bine scrieți cu ce să fac pastele. Da, chiar scrieți în comentarii dacă aveți rețete pentru noi să facem clipuri în timp ce gătim. Vrei? Da. Deci facem? Hai să strângem... Câte like-uri? Câte like-uri să strângem? Un milion. Cum să strângi un milion de like-uri? Păi câte ai cele mai multe? Ah, mai multe, dar nu mai sunt timpul 20.000. Bine, dacă strângem 20.000 de like-uri, vom face un clip foarte amuzant împreună. Ăsta nu e... De ce? Facem un clip din ăsta cu provocări tâmpite ceva. Bine. Vrei? Da. Așa, ce deserturi îmi plac și ce nu-mi place la un desert? Păi știu că îți plac doar deserturile care conțin ciocolată. Da, măi, uuuu! Și ce nu-mi place la un desert? Dacă nu-i dulce? Nu. Te-am zis că nu-mi place o chestie la desert, nu-mi place ceva. Ma. Cremă albă, nu? Nu, cu crema. Cu frișcă. Frișca nu-mi place deloc. Da. Bravo! Frișcă deghizată. Care este cea mai mare boacănă pe care am făcut-o când eram mic? Ți-am zis despre ea, ți-a zis și maica mea despre ea, și bunica mea ți-a zis despre ea. Când eram eu mic, acum 3 luni. Ce făceai? Tu, de fapt,
Acum ești cu minte, când erai mic nu eram foarte minte. Rău. Ai, te jucai cu mingea și ai dat în... Nu. Ai fugit de acasă. Nu. Nu prea eram în casă. Mă jucam toată ziua. Păi am dat foc la brad și a luat foc toată casa. Ah, da, chiar. Doamne. Și am știut să fug de acolo, că dacă nu... Ce mă sensibilizează cel mai tare? Cum adică? E ceva ce mă face să plâng așa. Pierderea unei persoane dragi. Asta e cea mai mare frica mea. Dar ce mă sensibilizează pe mine tot timpul, nu știu. Ți-ți mai arăt și ție de 100 de ori. Sau nu vezi oameni amărâți pe stradă? Și asta, dar... Păi da, dar sunt mai multe lucruri pe care nu te că... fac să plângi. Știu, dar cel mai rău... Spune unul, care crezi tu că e cel mai rău și te punctezi sau nu? Când vezi că ți-ai abandonat. Nu? La ce vârstă am debutat la echipa națională? 16 ani. Păi da, ți-am zis și înainte. Păi da, am întrebat. Da, știam. Egalite. Da, știu. Egalite, fraternite. Ce nu-mi place deloc la mine? No. Ce? Degetele. Da. Și mie chiar mi se pare drăguț. Ce îmi place să mă joc cel mai mult? CS GO. Da. Mai nu e unul. Ce care? Fortnite. Pe Xbox. Pe Xbox? Te joci cu bătaie, cu basket. Hai mă, ce n-ai, ce m-am jucat atâta timp? Am rupt. A, FIFA! Păi da. Da, dar la nimeni nu se pune. Ce scrie în descrierea mea de pe Insta? Pua. Am o descriere pe care n-am schimbat-o deloc. Sigur o știi. Story of my life. Nu e. Nu bine. Hai mă. Cum nu știi? Nu știu. Nu bine. Take the feeling, baby. Ah. O știai? Da, m-am mai uitat așa, dar nu... Cu ce media am terminat clase de 5-8? Păi nu mi-ai spus niciodată. Ba da. Media nu. Și cât? Și mai contează că am zis nouă. Păi, dar nu știu cât am terminat eu. Păi contează că... Hai mă, Cristi, lasă vrăjeala asta. Nu, că eu nu știu cât am terminat. Nu știi? Ba, da. Cred. Ai așa că știu? Nu știu, 9-20. Da. Bun. De care, mă rog. De care paste vei? Paste, ce știi tu să faci? O să-l filmez. De care vrei? Paste. Pene? Din alea spaghete. Spaghete. Păi dacă doar de alea avem. Sare, piper, după gust. Cam ăsta a fost clipul nostru. Dacă vă place de noi, haideți pe Instagram. Dacă nu vă place de noi, vă mulțumim că v-ați uitat. Și vă salutăm. Nu-i bine, trebuia să mai zici ceva. Dea like. Și nu uitați să dați like și follow la Irina SSL. Nu iubire. Like la clip. Subscribe la canal. Și nu uitați să dați like la clip și subscribe la canal. Ai, mămici, și să comenteze. Da. Și să dea share la clip dacă le-a plăcut. Ce zici, le-a plăcut? Da.